Bună seara și bine v-am găsit într-un nou episod de podcast. Așa cum se poate observa, mi-am tuns barba scurtă pentru că am primit foarte multe mesaje că vă deranjează acest tic nervos. Este un tic nervos. N-am ce să-i fac, încerc să scap de el. Știu că este deranjant, dar n-am ce să fac de asta. Măcar să nu mă mai trag de barbă. Nu am ce să-i fac. E nervos, e pe sistem nervos. Bun. Înainte să dăm drumul la acest episod de podcast, vreau să mulțumesc prietenașilor de la Rockstar Energy Drink, prietenași care se află alături de noi în fiecare seară, care ne oferă doza de energie, așa cum v-am mai spus și în episoadele trecute. Ați văzut doza de energie, nu e la nimereal așa. Da? Mă bucur că vă plac episoadele, mă bucur că vă plac invitații, mă bucur că vă plac prietenașii noștri și în această seară am un invitat pe care un invitat care face parte dintr-o lume pe care noi nu o cunoaștem, eu nu o cunosc atât de bine, o lume care nu este uh, foarte promovată, lumea de e jocuri pe calculator, la nivel cel mai înalt, la nivel profesionist și am vrut să îl invit și să discutăm, să aflăm mai multe, pe înțelesul tuturor, să vedeți că acest, uh, a, aceste sporturi uh, electronice și nu tradiționale. Uh, uh, sporturile tra tradiționale cu sporturile electronice au foarte multe lucruri în comun și se aseamănă din cam toate punctele de vedere. Și o să vedeți de ce. Andrei Pascu este campion european la League of Legends. Face parte dintr-o echipă... Mă rog, o, o trebuie să vedeți că nu vreau să dau eu mai multe. O să prezint el că el știe mai bine să prezinte decât o fac eu. Hai și! N-am discutat, ca să înțelegeți, invitatul meu a venit mult mai devreme și n-am... am vrut să n-am vorbit deloc, ne uităm așa unul la altul, pentru că vreau să aflu direct, nu vreau să vorbesc nimic înainte, vreau să aflu tot ce se poate afla în direct pe cameră, pentru că mi se pare o lume extraordinară. Zim, -ă, prezintă-te înainte de toate, deși eu te-am prezentat în intru, dar e mai, tu, adică tu știi să te prezinti mai bine decât te prezint eu. Da. Uh, Andrei, numărul de scenă e o doamne. Uh, o doamne? Da, <laughs> o doamne. De la ce vine? Uh, nu avea o semnificație, o, o anumită semnificație. Eu, na, toată -am, toți am trecut prin perioada în care aveam 11-12 ani și ne făceam câte un cont sau, mă rog, ceva, când vreau să A, un joc online. Și pentru mine era o chestie că toate numele pe care vreau să mi le iau erau luate deja. Erau luate și zis, <laughs> hai să zic ce la mișto. Ah. Și ziceam eu, în perioada era, nu știu, ziceam eu așa, o doamne așa la... No. Dar, o, nu e o H, e o doamne Da, no, eu știu, nu am văzut, e, da. Da, e direct o, o doamne <laughs> și uh, în mintea mea atunci aveam 11-12 ani și ziceam hai că vreau să fac un cont așa pur și simplu, să pun ceva foarte la mișto, să A, intru da. mai rapid, să să intru în joc, să văd cum e jocul. Uh, am pus o doamne, o doamne, o doamne, de fapt. O doamne, doamne. Nu, o doamne, o doamne, de două ori. Au, așa. Și am intrat, am jucat un joc și după aia am uitat de joc. Ah, uh, da? An de zile, pentru nu că nu mi-a te... plăcut. Nu ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut deloc. Bine, atunci când mi-am făcut eu numele, nu, mă aveam, nu aveam eu gânduri că, știi, o să fie o, o chestie, o chestie semnificativă sau că o să fie o persoană de rând. Deci rământ. aveai 12 ani? Sau 15? Nu, acum cât timp ai nu început? Acu, început? nu, acum 12, acu 12 ani. Acum nu, acum 13 ani a apărut jocul, deci undeva la 14 ani. 14 ani aveam pe acolo. Da, Ce da, da. Și da, nu, adică nu aveam nicio... Nu credeam că o să ajung unde am ajuns acum și era un nume pur și simplu pus la mișto și. Dar, trept, eu, eu sunt, deci, așa cum am zis și în intro, eu sunt uh, foarte fascinat de lumea asta și sunt foarte curios. E o lume pe care nu o cunosc mulți, adică nu o cunoaști mainstream-ul, cel puțin mm -hmm. la noi în România. Da, la, la noi nu. Da, afară știu. Uh, eu am luat prima oară contact cu lumea asta, eram în Los Angeles, stăteam mm -hmm. la un uh, prieten de-al meu, mă rog, stăteam, eram în vizită la un. un, un un fotograf super mare, care și acum mai mare acolo. Uh -huh. Și jucam, era un joc pe Playstation, ăla cu mașinuțele alea pe stadion. Rocket league -ul. Rocket League, da. da. Și jucam noi și nu știu ce și după aia zice, uite aici, el stătea lângă o arenă undeva mare uh -huh. și zicea uite, mâine e campionat, aici ai e premiul e 300.000 de dolari. Și poftim. <laughs> Cum? Asta acum, nu știu cât, nu mai știu, ceva timp. Da, la În început. Da. Și zic, cum, cum bă, de la jocul ăsta, Ta, da. Hai să mergem și noi. Nu, mai că nici nu mai sunt bilete, e groasă. Zic, că ok. Și atunci am început să caut eu. După care m-am uitat la niște documentare despre, nu, mă știu, nu știu dacă League of Legends. League of Legends sau Dota sau Counter Strike, ca Sau World uh, nu, nu, da, sau Dota. Cred că Dota era. Dota are cel mai mare, deci probabil... Da, pe cred că... Boss! Și am văzut acolo? Tu, tu știi băieți din zona asta? De la Dota? Da. Uh, nu adică nu sunt separate lumile astea da, atât da, de tare. Da, sunt, sunt complet separate. Adică noi nu interacționăm cu, cu nimeni din alte sporturi. Doar dacă, de exemplu, organizația noastră de, cu care suntem noi contractați au uh, alte echipe. De exemplu, la noi mai aveam echipă de Rocket League și de Valorant în, în Rogue. Ah, și okay. Și de Rainbow Six. Uh, ah, da, ah, ce tare. Da, și cu ei mai interacționam bine, dar nu. Nu, nu, o relație asta foarte strânsă, dar așa când mai erau uh, zile de asta în să facem media sau content sau chestii și eram acolo și făceam chestii între echipe. Între sau, echipe, a. da. Cross și, de asta. Da, da, un cross de asta între echipe și doar doar atunci, dar... De obicei toată lumea are un sediu diferit, că de exemplu la noi sediu e în Berlin, pentru că la noi fiecare meci săptămânal are loc în Berlin, așa că nu are sens să fii în altă parte. Ah, okay. de exemplu, la Rainbow Six se pare că toate meciurile sunt online sau la Counter Strike sunt online și pur și simplu te duci la lanuri sau la chestii de astea. Dar la noi tot are loc acolo săptămânal, are loc săptămânal și local, așa că nu are sens să fim în altă parte. Păi adică... și tu te-ai mutat acolo? Da, de 8 ani sunt în Berlin ca la noi cum a structura sezonului e oarecum cum e, cum e, la fotbal, meciuri săptămânale de două ori pe săptămână. Așa. Și sezonul, mă rog, e separat în, în două, două, splituri, așa se numesc, și e splitul de primăvară și de vară, și fiecare split are vreo două luni jumate și după aia e play ul Cam cum e la noi la fotbal. Deci a. sunt nouă săptămâni de meci, câte două meciuri pe săptămână. Bine, mai sunt unele săptămâni în care sunt, cum să zic așa, pentru, pentru hype, sunt trei meciuri pe săptămână, să fie tot aglomerat, să fie de, Aha, uh, mai multă tensiune și presiune. Și totul are loc acolo în Berlin, că avem noi un studio acolo, închiriat, bine, au făcut ăștia de la Riot, un da. studio amenajat frumos, cu, cu public, cu toate, totul să arate super profi și are acolo, de 8 ani de zile, sunt acolo meciurile săptămânal, deci nu are rost să, să plecăm. Și la noi, cum, cum merge, sunt timp de 9 săptămâni sunt meciul acolo, în studio, și... n cum să pleci, n-ai cum da, să... Da, da, și play off etapele astea, semi, uh, sferturile și semifinale sunt tot acolo în studio și finala e, se face de obicei un road undeva în, în, Europa. De exemplu, am fost, Am uh, fost Madrid, a fost Barcelona, Stockholm, Copenhaga, Eu am Hamburg. Văzut, deci pentru oamenii care au intrat abia acum pe, pe podcast, să știți că nu vorbim de fotbal, nu vorbim de basket, <laughs> nu vorbim de handball, vorbim de e sports uh, eu consider că e un, e un sport și eu trebuie să ai o anumită disciplină ca să poți să ajunge la nivelul ăsta. Uh, jocuri pe calculator. Da. Asta e. Uh, deci despre asta vorbim. <laughs> da, e o, o paralelă interesantă cu cu sportul rațional pentru că oarecum tu metodă... ai făcut sport. Da, eu am făcut în mod de performanță, am făcut de la 5 ani la 18 ani. Uh, am fost okay. am fost și campion național de foarte, foarte multe ori, adică Ha, ce tare. Uh, cum să zic? Am venit din sportul tradițional, adică cu mentalitatea de sportul tradițional am intrat în, am intrat în sport. Și sunt foarte, foarte multe uh, paralele, mai ales cu din punct de vedere al disciplinei și mentalității pe care trebuie să o ai. Că, Absolut. Uh, într-un fel, la noi, când făceam în not, nu... Din moment ce te antrenai și fizic și oarecum mental uh, într-un anumit fel, uh, erau oarecum anumite lim limite fizice pe care le aveai cu cât poți să te antrenezi într-o zi, de exemplu. Uh, programul de antrenament era undeva la 5-6-7 ore pe zi. La not. Da, da, da. Erau, da era de două, erau două ședințe de două ore în apă și să zicem încă o ședință de două oră, o oră jumate în, în sala de forță. Uh -huh. uh, pe când acum la noi la League of Legends în eSports, uh, oarecum e și o scenă nouă, nu s-a făcut, uh, cum să zic, o cercetare sau un research pe care e programul optim de antrenament și chestii de genul ăștia, toată lumea face oarecum după ureche. Că... Păi stai, stai. Apropo de antrenament, iartă-mă. De ce te antrenezi? Adică, înțeleg, la bă, sporturile normale, te, te a, antrenezi pentru anduranța musculaturii, pentru fizic, pentru și așa mai departe. La jocuri, de ce te antrenezi? Adică, pen, pentru ce ai nevoie de atât de mult antrenament? Înțeleg să poți să dobândești niște strategii, niște chestii să li simți, să-ți intri în instinct, dar că în pa pauzi ei? Da, pentru că oarecum la noi structura e în felul ăsta. structura noastră de antrenament sunt meciuri amicale, cum ar veni să zicem că joacă Steaua din da. meciuri amical. și sunt 5 meciuri pe zi, așa, de 5-6 meciuri pe zi, meci amical, deci practic faci un meci, ca și cum l-a jucat un meci oficial. Așa. După aia eu, undeva o pauză de vreo 20-25 de minute în care faci analiza meciului tău, zare luare, zici aici ar fi trebuit să facem chestia asta. A, okay. Dacă ei făceau chestia asta, noi ce facem, cum, cum, cum îi contrăm în. Deci, în practic, tu te, tu te antrenezi ca să întâmpi în mai multe situații. Da, da, da. Și să poți, atunci când, li, când dai, dai de el să știi cum să ieși mult mai ușor. Nu? Sau... Da, da, da. Uh... Bine, într-un fel, într fel da și nu, pentru că de multe ori ai, ai greșelile evidente pe care le-ai făcut și zici uite de asta, data viitoare te asta, în chestia asta, dar, dar după aia trebuie... Pentru că nu e oarecum un, un joc static în care în fiecare mei se întâmplă același joc. Da, adică, normal. Uh, nu pot să zic nici că e ca, ca șahul în care sunt foarte, foarte multe scenarii, mii de scenarii, mii de, milioane de scenarii ne. în care uh, trebuie, să, trebuie să le preîntâmpini. Dar e foarte, foarte mult de imaginație și creativitate, pentru că toate situațiile în meci și poți să le abordezi în foarte, foarte multe feluri diferite. Și într-un fel tu asta antrenezi, să găsești o situația cea mai, nu situația, soluția cea mai optimă și cea mai eficientă pentru situațiile respective. Și cred că dacă iau să zic ultimele mele 200-300 de meci, nu a fost niciunul la fel ca, ca ah, okay. Așa că da, trebuie oarecum structurat, pentru că tu ai, cum să zic, atribuți individuale, pentru că, de exemplu, că jocul când începești oarecum 1 la 1 cu adversarul tău timp de vreo 10 minute și în toate aia sunt foarte, foarte multe situații în care, care puteai da, să pe faci care trebuie ceva să le... diferit sau ai făcut greșeli. Și... Păi da, o, o, când ai, adică când ai început să-ți dai seama că chestia asta poate deveni un job? Adică, um. pentru că eu un exemplu, din punctul meu de vedere, e un exemplu. Uh, când, adică, știi, când întreb copilul, bă, tu ce vrei să faci? Bă, medic, uh, pompier, doctor, polițist, uh, nu știu, acum mai nou, vlogger, uh, contabil, avocat <laughs> și așa mai departe. E foarte greu ca un, uh, un copil să-și dea seama, uh, sau părinții să-și împingă copiii zică, tu trebuie să-i faci jucător de sport profesionist. Adică, și cumva. <laughs> e o treabă care nu e atât de credibilă că nu La noi, aici la, da, la, da, da, la, da, da. La adică și... poți face și dintr-o joacă da. Poți transforma hobby-ul Într-un stil de viață și într-o meserie Pe la mine cam așa Cam așa s-a întâmplat După ce am lăsat de notă am avut foarte, foarte mult timp liber Adică toate alea șapte ore pe care le făceam Erau, a... erau, vale. erau Acum deodată aveam șapte ore libere în fiecare zi și ziceam ce să fac cu astea șapte ore, adică trebuia să-mi găsesc cu oarecum un alt hobby sau o altă pasiune și oarecum mediul ăsta pe care îl aveam cu, cu, League of Legends, că atunci când ajungi la nivel din ce în ce mai înalt, e oarecum dădea, cum să zic, un vibe cum era la, la not. adică toate sesiunile mele de antrenament și de League of Legends oarecum sunt similare pentru că se simte mereu ca un, ca un grind ăsta în nesfârșit în care ah. poți permanent să devii din ce în ce mai bun și găsești de fiecare dată o chestie uh, pe care o poți să faci mai bine. De exemplu, la not, naibă, notai și simțeai că... Simțeai mai scot o secundă în plus, mai da, ai mai... apa diferit, dacă da. pui mâna mai așa sau tragi mai așa, apa o să simte diferit, așa era și la League of Legends. După fiecare meci era, A, uite, asta e o chestie la care nu m-am gândit, care puteam să fac mai bine. Uh, păi, și, dar și cum te-au cum ai ajuns tu? Mă rog, am înțeles că te-ai apucat de mic, dintr-o pasiune, ca da. oricine care se joacă un joc pe... Calculator, da. probabil. Da, uh, ajunsesem la noi acolo cum funcționează când joci, când joci singur sau, mă rog, când joci și îți găsești serverul sau programul alt jucători cu care să joci, e un, oarecum un, un, un sistem ILO, cum e la, cum e la SHAC, de exemplu, da. că mai mult, ai punctaj mai mare. Și ajunsesem la un moment dat să fiu top 5 pe ladder-ul ăla pe, pe, Europa. Ok. Și eram cu alți băieți tot așa din top 5, top 10 și așa să ne facem o echipă, așa de amatori. Uh, și ne-am făcut echipă, am început să jucăm online și după aia am început să ne scriem la turnee prin, prin Europa și mi-am dat oarecum seama că pot să fac ceva din chestia asta când am început să, când am început să călătoresc. Așa a fost și cu, 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 cu taică mi-a fost că... Asta a zic, asta, asta da. urma să întreb. Părinții, da. ce, au, ce au zis? Da. că da. bă, vreau să mă fac jucători de bă, termină că tu ai făcut în mod atât ani. De... Da. Da, tatăl nu era așa mai tradiționalist cu sporturi tradiționale, da. cu chestii de genul și zicea că... Mereu zi venea acasă și zicea, iar te joci pe calculator și chestii de-astea, știi cum e, Normal. cum e părintele. Normal. Uh, și perspectiva lui s-a schimbat că a fost o chestie, nu știu, aveam 18 ani și am zis că... Aia cu echipa mea ne-am calificat la un turneu din, din Köln, în, în Germania. Și zice, a, cu jocul? Și zic, da. Zice, a, tare, uh, cât trebuie, să, cât, cât trebuie, să, ți dau? Și zic, pentru ce? Ce trebuie să-mi dai? Zici, păi pentru zbor și pentru cazare. Și zic, păi nu, că îmi plătesc ei. Și zic, Poftim. plătesc că... ei? Și zic, da. E, de deci, ei te plătesc acolo să te duci să, să, te joci? Și zic, da. Și zic, după... Păi, dacă câștigăm, o să, o să câștig, nu știu cât era, 1000 de euro. Ok. <laughs> și o așa se dă așa pe spate și zice, de deci, ce te plătesc, te duci acolo... Să te joci și îți dau și bani? Și zic da. Mă copile, tu ce codul ai băgat pe aici? Și după aia ce? Și după aia parcă a fost o chestie, un moment la de i s-a deschis așa mintea la absolut tot și ce, mamă. Că într-un fel e normal, știi, normal. Nu, nu, nu vrea să spier să nu vrea să spier. Da, tinerețea, așa, da, exact, da, Și după aia, gata, a fost on board. De fiecare dată, a, când mai e un turneu, când mai e o dată. Mergea cu tine? A, nu mergea cu mine. Nu A, mergea. dar s-a pe, pe net, s-a uitat uita E fanul meu numărul unu. Păi normal, normal. Să uită la toate meciurile mele și la reloare. Și ei au fost primi bani? Sau um... că nu când ai câștigat primi bani? Nu, eu ce sunt curios, cu orice invita pe care l-am, sunt curios de evoluții, uh -huh. cât s-au muncit înainte, cât de mult o contat pasiunea, cât de mult au contat talentul și munca, adică trebuie să facem balanța între treaba asta, da, da, da primii bani și na, unde au ajuns că se poate vedea, puteți să-l căutați pe net, e o grămadă de articole și o grămadă de uh, chestii cu el. Cred că aveam, nu știu, vreo 17 ani și erau turnee de-astea, turnee de-astea random online în care pur și simplu jucai cu turnee de-astea de weekend, așa, și mi se pare că jucam acolo, se numea Go for LOL și mă duceam și jucam vreo 6-8 ore cu echipa și dacă câștigai, câștigai 40 de euro. Ok. Și era săptămânal și na, la 16-17 ani să 40 de euro săptămânal, iar 2 milioane, na, era ceva atunci. Na. Și după aia la turne din ce în ce mai mare, adică eu cred că probabil la din Chiol a fost primul în care a fost, cum să zic, mai bănos așa. Mai bănos așa cu 500, 1000 de euro, dar în perioada erau foarte, foarte multe turnee online cu joci tot online, nu era nimic ca la la LAN, la, 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 la noi așa se la LAN, că te duci Da, uh... da, da, să joci. Da, da, să joci undeva local. Da. Uh, și erau turnee de astea online, câte, câte 500, câte 1000 de euro, câte 2000 de euro dacă câștigai. Da uh, tu aveai, tu aveai deja pc de asta super performant sau ceva? pentru uh, o foarte lungă perioadă nu. Uh, asta cu PC-ul performant a fost oarecum când cu echipa mea de amatori, uh, după un timp ne-am găsit oare, cum să zic, un sponsor sau o echipă organizație care să uh, hai să joci uh, pentru noi să ne reprezinți pe noi. Și atunci okay. mi-a trimis un PC, dar până atunci aveam un PC era vai de el, era o ce era, era o rablă, era jucam și aveam 20 de frame-uri, adică A, ah, okay. vedea așa, zici că era un, slide, un slide show când jucam. Începea o bătălie în care erau gen 10 oameni se băteau toți acolo și era un slide -show, adică trebuia să anticipez mai mult ce se întâmplă decât să... Da, ajută, zi. nu, performanța da, Ajută scurile. Da, da, adică trebuie cum să, cum să zic, să ai un uh, un nivel de ăsta elementar, un baseline de ăsta să fie, să fie decent, adică nu -ți trebuie o rachetă, trebuie doar să fie decent, să ai destule frame-uri, să fie ok, că nu contează dacă ai, să zicem trebuie un calculator, să zicem, de 1000 de euro. De, de acolo în sus nu mai contează. Nu adică... mai e diferent, nu mai faci diferența. Da, da, nu, adică dacă vine unul cu o navetă spațială și joacă împotriva, împotriva ta, degeaba, că e oarecum același lucru. Adică hmm. e, e infimă diferența aia de la un PC de 1000 de euro la unul de mai mult. Auzi, Emi, tu ce jucai pe... Tu ce jucai? Dota sau... Și el e pasionat de da. gaming și de asta. Da, era la și era... la dacă, dacă n-ai un PC care să-ți ducă 140 de frame-uri, 144 de frame-uri, frame dai pe lângă minge. Da. Că nu mai vezi. Că nu mai vezi, da. Da. Ok, și uh, ți-ai făcut echipă, ai, ai, mm -hmm. ai zis, da? Cu băieții uh, v-ați vorbit voi între voi, nu te-o suna nimeni, nu? Nu, am vorbit noi, adică ne-am dat, cum să zic, la dauji, la prieteni și ziceam... Salut! Salut, hai să facem echipă și zic, ok. Că eram oarecum toți, eram fără echipe, eram toți 180 și toată, deja la momentul ăla era... Nici atunci nu aveam aspirația asta de, de pro player sau chestii. Adică Dar era... tu știai că, adică pe vremea aia, asta cât se întâmpla? A, nu, după cât Domn... timp, după ce te-ai apucat tu, ai, ai început să iei treaba asta foarte în serios? Mm, după vreo 2 ani, ai zice, adică după 2 ani am ajuns, după 2 ani de jucat am ajuns top 10 pe, pe Europa la individual. Păi, uh. și tu, tu știi că sunt campionate? Că, că eu, da, adică, da, da, Acum da. nu e. Lucrurile astea nu sunt cunoscute de marea masă, uh -huh. în momentul de față dar atunci cred că erau... Era, adică era o ligă, ligă profesionistă, erau 8 echipe în, în Europa și era o ligă profesionistă, dar nu era la nivelul la care acum. Adică era... Era o chestie, știi, adică ar fi mișto să fie acolo, dar nu era o chestie la care am Măi, vreau să ajung acolo. Să ajung neapărat acolo, nu eu. Nu, eu jucam, eu jucam de fan, pentru că eram conștient oarecum cum cât de greu e. Că și acum sunt foarte, foarte mulți oameni care. E un băiat care îl știu, e de vreo 8 ani, a fost pe locul 1 în Europa, la individual, 8 ani de zile și nici acum nu e pro player. Pentru că oarecum, când joci singur cu alți jucători pe server și când joci într-un mediu de asta de echipă, îți trebuie să oarecum calități complet diferite. Și sunt mulți care nu pot să facă tranziția asta de la, de la joc individual la, la joc echipă, echipă, de echipă. În normal. E totul mult mai coordonat, mai sofisticat. De... Oamenii trebuie tre să înțeleagă echipele astea, voi studiați, adică voi abordați me meciurile astea exact ca la un sport normal, da, da, da. unde vă studiați și adversarul. Da. da Extraordinar. Adică, noi, înainte de fiecare meci în, în liga noastră, înainte de fiecare meci oficial, avem o, un meeting de vreo două ore, două jumate, trei ore în care vorbim despre absolut tot. Caracteristicile echipei, tendințe individuale, ei ce o să facă aici, cum abordează situațiile, ce campion o să, eu, o să aleagă, cum să dăm noi, cum să contrăm noi campionii pe care îi aleg ei și, de exemplu, la noi cum funcționează. Eu trebuie să, să alegi un caracter specific în, Asta, în vreau, vreau, vreau să-mi zici după ce, te, după ce termin de iartă-mă că te-am întrerupt, să-mi zici cum, ce reprezintă acest joc? Adică care e povestea, storie, ce trebuie yeah. să faci cum, ca să înțeleagă oamenii? Da, e un joc de 5 la 5, da. se numește Multiplayer Online Battle Arena, asta, asta este genul jocului. Este un joc de 5 la 5 în care tu... Tu, cum să zic, Practic, controlezi un super... echipele sunt formate din 5 oameni. Da, da, da. Așa, ok. Da. Ca la basket. Da, <sus> și tu controlezi, cum să zic, e un limbaj de asta mai, mai, mai simplu. Un super erou, să zicem. Tu controlezi un super ero, un campion, un erou uh, și tu ai o bază uh, da. care, care trimite la fiecare 30 de secunde câte un val de, de soldați care îi avansează către baza dinamică și tu trebuie cu ajutorul lor să distrugi baza dinamică. Așa. Asta e cel asta în, cel, e mare. Da, în cel mai simplu, în cel mai simpli termeni. Și da, adică tu, tu și controlezi doar un singur, o singură unitate. O singură unitate și fiecare este uh, repartizat pe o anumită parte, care, adică fiecare da. din echipă. Da, da, da. Adică sunt trei linii, sunt, da. trei, sunt trei părți ale, ale hărții, uh, mă rog, pe limbajul nostru, pe top, mid și bot, adică Așa. sus, mijloc și jos. Da. Um, și fiecare are, are rolul lui acolo. Adică eu, eu joc, de exemplu, eu joc pe top și joc 1-1 contra uh, adversarului meu. Și fiecare echipă mai are și un, un jucător care joacă între linii oarecum, adică se deplasează între linii, să fie oarecum membru mai dinamic care influențează toate liniile. Aha. Și tu, da, joci pe linia ta și la un moment dat, după un anumit timp, când începi să dobori turnuri, pentru că fiecare bază are 3 turnuri în afara da. ei și, practic, cu cât dobori mai multe turnuri, cu atât există spațiu mai mare de joc. Și după ce dobori turnul și se face harta destul de mare, încep să fie bătălii mult mai mari, că sunt obiective neutre, de exemplu, se spunează o, 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 entitate puternică care îți dă, să zicem, îți dă putere dacă, dacă o omori. Și la fiecare 5-6 minute se apare câte o unitate de asta și începe o mare bătălie între, între echipe acolo. Și da, adică de la început avansează, la început e așa mai individual, mai... Uh, și, după mai aia vă izolat. Uniți da, și după aia, după 8, 10, 15 minute, începe să fie mai mult despre echipă, în care sunt numai bătălii de astea mai. Voi vorbiți între voi. Da, da, da. Adică comunicare... Ah, okay. Păi nu, permanent. mă gândeam acum la cum povestea și ce se întâmplă, care-i povestea, că eu trebuie să fie o poveste. Uh, vin oameni în public uh -huh. care nu cunosc jocul. Sau doar majoritatea jucători? Da, asta e, asta e chestia cu... De asta mi se pare că e nișată. Da, asta e, asta e chestia cu League of Legends, pentru că da, asta e și oarecum cel mai mare eSports acum, cel mai mare joc din... din A, pe ăsta nume... este? Da, da, da. E cel mai popular la nivel global. Bine, mai este și Counter-Strike, care pentru publicul de rând, care habar nu are, da. e... e... E foarte ușor, că acolo e, ușor că, e, că, da, e un amic și, și lămpidă. Da. da, dar oarecum... Uh, cum e cum e camera, cum se vede totul. Uh, e o tensiune mult mai mare în, în League of Legends și chiar și pentru persoane care nu își dau seama ce se întâmplă, Aha. simt oarecum tensiunea aia și anticiparea aia înainte de o situație dificilă sau înainte de un team fight în care se bat, se bat toate echipele, și simt așa tensiunea cum crește și pentru ah. ei nu înțeleg nimic, dar simt așa că deve, o să întâmple ceva important, dar ei habar n-au ce se întâmplă. Și ah. că asta e oarecum cea care aparează pe foarte multă lume să, să fie atrasă de, de, League of Legends. Pentru că ei nu înțeleg, dar au simt emoția aia. Eu, eu am niște prieteni care au fost în... sau cred că încă sunt. Sau, mă rog, au fost în pro și în antenă care filmează. Și au prins la un moment dat un contract în America, dar nu mai știu în ce oraș, Boston, cred ceva, la un campionat din ăsta, nu mai știu, nu, nu știu ce joc era, și mi zis că când s-au întors erau șocați oamenii, ei trebuiau să filmeze, erau operatori, era, 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 șocați că, bă, este altă, cât, de, de, de ce, avea acel eveniment și cum să raporta lumea la acel eveniment. Și zic, pot să-ți cât din, cât din urmă suntem noi cu lucrurile astea? Da, adică umple, se umple, se umple arenele. Am văzut arene din sta, sta di, di one, stadioane. Am fost în 2016 la Campionatul Mondial în Statele Unite și am jucat pe Madison Square Garden, pe arena mare, <fie> în care naiba a boxat Muhammad Ali, au fost meciuri da, de. Dar toate hockey. concertele da, mare, sunt da, da, da. 80.000 de locuri, sau nu știu. Da, că... și era era plin, era plin stadionul când am fost. E Fai o atmosferă incredibilă. Da. Adică se umple oriunde oriunde se duce oriunde în lume se duce, se umple. Și cine sunt băieții ăștia care au... care au? Riot Games. Uh, ei sunt, cum să zic, producătorii și developerii jocului. Da, și ei au făcut această industrie? Ei au făcut liga. Uh, și oarecum au... Dețin liga și toate echipele participă în liga lor. Și... Aha. Ei se organizează de toată latura asta profesionistă. Adică există doar o singură ligă. S-a făcut un sistem de asta de francize cum e, să spunem, în NBA, în care pur și da. simplu îți cumperi locul în... Uh, în, în ligă și ești acolo pentru totdeauna pentru sponsor, pentru că cu toate de astea, că pentru sponsor e mult mai e mult mai incitant să ai un loc permanent și, de exemplu, să zici că înainte era oarecum cum era noi în liga 1, acum că dacă ești pe ultimul loc te scoate din ligă. Da. Ai meci de retrogradare. Ah da. Da, 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 era așa și atunci era... Mă de ce să investesc eu, să zici să vină sponsor, să zic că eu de ce să dau 10, 15 milioane de euro pe an? să îmi pun logo-ul la tine pe tricou când pot să fiu dat afară din liga în, în, Ur în anul următor. S-a da. făcut un sistem de franciză pe care ei acum îl dețin. Bine, și înainte și ei dețineau liga, dar acum e sistem de franciză și e mult mai mai benefic pe termen lung pentru toți sponsorii sau pentru toată lumea care e interesat să fie în, în industria asta de e-sports. Că acum, în ultimul timp, sunt foarte, foarte mulți sponsori non endemic care... Uh, care vin, de exemplu, a început să fie Nike sau Adidas sau Coca-Cola la tine pe tricou. Înainte era doar, ce era? Era Razer, Logitech, da, asta doar chestia asta de, de calculatoare. De, da, de da. calculatoare. Da. Ah, ce tare, Deci atâta să dă un sponsor, atâta dă pe an? Mm, nu știu eu cifrele oficiale, pentru că nu este nu niciodată că suntem jucători, dar să, să zic ca, ca idee, în Europa, la noi, bugetul unei unei echipe, unei organizații din liga asta profesionistă, cred că doar pe salarii și pe, cum să zic, pe chirii și pe toate chestiile astea, costurile de, de, de operare în timpul unei an sunt undeva la 2-3-4 milioane pe euro. Cam așa se... 2-3-4 milioane de euro care pe se... An. Da, pe an. Cam așa, cam atâta se... Să cheltui. se cheltuie. se cheltui, da. Deci stai puțin, tu faci parte dintr-o dintr echipă care are, mă gândesc, un antrenor da. sau da. a are un antrenor. Da. Ok, are da, un e, e, foarte, e foarte mare structură. De exemplu, la noi acum la Roga noi am avut am avut bucătar, am avut nutriționist, am avut psiholog, am avut psiholog sportiv, am avut uh, antrenor, antrenor uh, uh, pentru asta pentru stres, să nu ai, să nu fii stresat, să nu ai emoții și chestia asta. Uh, plus manager, manager general, adică echipa noastră era undeva la vreo 12, undeva la 12, la 15, 18 oameni, ca am atâți, atâți, oameni eram în birou acolo care ne ocupam. Extraordinar. Da, e foarte, e foarte... Deci e ca, e ca un club. Da, da, e exact ca un club. Bine, la câți bani acum încep să învârte în scena asta de e -sport? pentru că oarecum e o scenă nouă și o scenă foarte profesionistă, da. dar e și la, la natura ei oarecum entertainment mai mult decât. Bine, nu, ai zice. Adică noi ne facem treaba ca sportivi. Uh, da. Totul e super profesionist, super, super greu. Nu sunt foarte multe persoane care pot să facă ce facem noi, dar pentru public. Pentru public e entertainment. E ca, e ca fotbalul. Te uiți și de exemplu acum a fost uh, cifrele oficiale de la Campionatul Mondial, acum a fost uh, acum două zile s-a terminat Campionatul Mondial, a fost Așa. finala. Și a fost uh, cred că o milioane de oameni s-au uitat doar în Europa. Serios? Da, nu doar în Europa, scuze, doar în lume fără China, pentru că în China au o platformă diferită și se număr diferit, dar acolo în China că au fost uh, 200 de milioane. Deci undeva, se uită la fiecare meci la campionatul mondial, undeva 200-250 de milioane de oameni. Tot online. Băi, și cu cifre de astea se învârf foarte mulți bani. Bine, sau mă no, rog, no. e foarte interesant pentru, pentru sponsor să... Pentru că ai, cum să zic? Ai vizibilitate. Da, ai vizibilitate foarte mare. Băi, ești ne Eu nu... Da. Extraordinar. Băi, nu credeam. Dar la noi e foarte interesant că, de exemplu, sunt... Eu, de exemplu, eu nu mă joc Counter-Strike sau Dota, dar când Așa? văd, când văd, intru acolo online pe Twitch sau oriunde pe orice platformă și văd că e o finală, mă duc și mă uit, pentru că... E foarte fan, adică e, e entertainment, e sursă de divertisment maxim, cu toate că eu nu am treabă cu, să zic, Counter-Strike sau sau Dota. În 2022, ediția de Super Bowl, s-a da. uitat la ea 99 de milioane de oameni din state, stai așa, se văd în, în toată lumea. Deci uh, se uită în jur cam de 100 de milioane mm -hmm. de, o, de 100 de milioane Și din afară Super Bowl așa Total viewing audience estimated over 208 milioane Super Bowl-ul da. Care mă mai vine un artist de la mare Păi da. -a ligă mare păi și La noi a fost, uh, noi a fost uh, Cele mai de deschidere uh, La care a făcut Lil Nas un show nu pot să cred. Pentru că o, ăsta, cum să zic, imnul oficial al campionatului mondial a fost făcut de Luna asta. ăsta. Adică melodia aia pe care da. a făcut-o la aia Start Walking, nu da. știu dacă o știi. Da, 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 da. Aia a fost imnul, a fost făcută, bine, probabil a fost făcută pentru, pentru noi... Uh, el și-a scos melodia și au licențiat-o ca, uite, ca fiind imnul, campionatul mondial. Păi mondiale. și de ce ai zis că la Dota îs, prize money-urile îs mai mari? Pentru că ea un sistem de, mă rog, un sistem financiar diferit la noi. Uh, filozofia uh, companiei, companiei Riot Games e că ei nu vor să atragă publicul să se uite la campionatul mondial sau asta să fie hype-ul la campionatul mondial doar din pricina banilor. Ei vor ca pur și simplu sistemul la noi ca jucător să-ți faci, cum să zic, traiul din, din salariu, din salariul pe care ți-l dă organizația ta, plus asta price pool să fie ceva undeva pe margine. Pe când la DOTA mi se pare că... Tu trebuie să susții tot, cred. Ce ai, probabil din... ai un salariu, probabil ai un salariu da, mai mic, nu la fel de mare cum e la noi la League of Legends, dar ei scot oarecum foarte mulți bani din prize pool și de asta. La ei acolo e un sistem în care eu cumpăr cumperi un battle pass și 10 sau 20% din, nu știu, din banii aia se duc către se prize. Ducă, se duc, în price pool, că price pool-ul lor de bază e 2 milioane. 2 milioane la fel cum e și la noi, la noi e tot 2 milioane de euro prize pool-ul la, la campionatul mondial. Dar la Dota din, 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 din Battle pass ăla se strânge din 10% sau ajuns... Anul trecut a fost 20 ceva de mine, 24, 26 milioane a fost price la, la campionatul lor mondial. Păi de capul meu. Și, de aici, dacă câștigi, și mi se pare că echipat pe locul 1 din aia 24, 26 milioane câștigă undeva la vreo 80 milioane. Ca și e repartiția 40%, mi se pare. Și acolo stă cu echipii cu de asta? Da, 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 la fel, la fel. Probabil structura cam la fel la noi. Adică sunt tot uh, pentru că Dota și League of Legends au fost la început oarecum același joc. Uh, Aha. Dota a fost o hartă de Warcraft 3, Warcraft 3, mă rog, și asta joc de strategie. Azi, da, da, da. Și erau doi sau trei oameni care au lucrat toți la harta asta și după ce Na, după ce au ajuns la limitele programului respectiv în care pur și simplu nu mai puteai să avansezi tehnologic jocul, au început să-și facă ei, să se diversifice, să -și facă ei jocul singuri și s-au spart în doi. în uh, World of Warcraft? Nu, nu World no. of Warcraft. Nu, ăștia, aia doi sau trei developeri, jumate din ei s-au dus și au făcut Dota 2 care ah, acum, okay, a, da. care e unde, cu, ce am vorbit cu International, cu campionatul mondial, cu prize mare și celălalt, și celălalt doi au făcut League of Legends. Deci ah, okay. oarecum Genul lor de joc e același, e multiplayer online battle arena. Doar că e, sunt sisteme sau, mă rog, specificațiile lor sunt diferite, adică au un stil complet diferit de joc. Adică eu aș putea să mă duc să, mă, să joc Dota și aș avea un nivel de înțelegere foarte, foarte elementar, pentru că Pe, e da, oarecum același gen baza de joc. Aceiași, da, dar toate chestiile specifice mi-ar trebui ceva timp să le învăț. Păi și voi când vă deplasați, de exemplu, la aceste turnee, aceste cam, campionate. Voi vă deplasați toată echipa, toți cei 12, 15, 16, 18 oameni? Nu toți, pentru că mulți au, cum să zic, au treburile lor să mai mult de, de management sau sunt chestii pe care pot să le facă de la distanță. Când... Au Dar mergeți cu private cu de -astea? A nu, nu. Păi la Dota așa am văzut. A, dacă ești din China. A, da. Pentru că, de exemplu, acum, când am, anul trecut am fost în Islanda la campionatul mondial a, și au venit echipele din China, au venit toate trei cu, cu private jet pentru că eu asta, eu, eu, bă, deci, bă, oameni buni, vă rog eu frumos, căutați mai mult despre acest subiect. Eu am văzut niște copii care erau, mă rog, talentați, că eu nu pot să-mi dau, dacă eu nu joc, nu-mi dau seama dacă e bun, dacă nu e bun, dar mă, din moment ce erau campioni și așa mai Poate mă că câți buni în lumea lor. Deci aveau numai, erau, bă, erau staruri. Erau staruri că se băteau cu băieții de la Hollywood, cu artiști mari, adică staff din ăla, cu cum ai zis tu, cu bucătar, cu uh, private, cu manager, cu asistent, cu nu știu, ce, mi se părea ceva extraordinar. Da, în China și în, în, China și în Corea de Sud sunt infrastructurile organizației mult mai dezvoltate față de noi, pentru că eu, la ei cultura de e-sport a început în 1990, pe acolo, prin anii 90 cu Starcraft. Uh, ah. Și la noi a început cultura de e în Europa abia prin anii 2005-2010 cu Counter-Strike, bine, și a început doar în Danemarca, acolo. Doar țările norice au oarecum tradiție de, e-sports de în care chiar e promovat de, chiar și de guvern să, ca, ca, fiind o chestie pe care chiar poți să o faci. Și la și în țările norice n-ai cultură de asta, dar China și Corea sunt foarte, și foarte bine, mă gândesc că și piața e mai mare, fiind dacă doar din China se uită 200 de milioane. Da, da, da. Adică acolo mă gândesc bine, că e piața. Și demografia și populație mult mai, Pai mult da. mai mare față de, aici. da, da, e foarte promovat și acolo, e cultură de e mult mai mare față de cei aici și de asta să nu mai mai A, la voi e, e, tot așa cu oferte, îți iau jucătorul ăla? Pe da, 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 La noi, e de exemplu, acum, uh, ce dată suntem? 7. Pe 21 de exemplu, îmi expiră contractul și o să intru în perioada de liber de contract și o să înceapă negocieri cu alte echipe, cu oferte de contract, negociat, etc. Cam ca la ca la fotbal sau în sporturile tradițional în care se expiră contractul, vorbești cu echipe, se negociază toate Extra. chestiile astea. Extra. Cu agenți, cu... Da, toate chestiile astea, cu impresari. Și acum tu practic stai pe salariu, mm -hmm. da? Și pe... îți dau și bonusuri? Depinde cum e structura contractului. De exemplu, na, uh, dacă ești top 3 în... Bine, ca exemplu, ai un contract care zice că dacă ești pe top 3 sau dacă te la campionatul mondial, îți dau un bonus de X. A, ok. Și asta de, de, depinde cum vrei structurata contractului, că de obicei cum e să zicem. E, uh, dacă vrei pur și simplu salariul tău garantat să fie mai mare, probabil tai undeva la bonusuri. Dar dacă vrei cumva potențialul salariu să fie mai mare, uite, îți dau bonusurile astea, dar stai un pic de la salariu. Și sunt chestii de astea. Depinde cum vrei structurata contractului sau cum ești tu confortabil. Nu te întreb cât ai salariu, dar vreau să te, dar vreau să te întreb de la cât la cât minim, maxim, uh -huh. poate ajunge un salariu de jucători profesionisti de League of Legends. Mi se pare că minimul legal impus de, de Riot Games, de companie în Liga Profesionistă, e de 120.000 de euro pe an. Asta brut. Înainte de taxe. mai <laughs> de cap! 10.000 pe lună? Da, înainte de taxe. Deci undeva la, să zicem, 6.000. 6.000. De ce? La taxe 40%? 45%. Bine, -aia, bine, în Germania e, cum să zic, e de aia... Din funcție de țară, mă gândesc. Da, noi suntem acolo, noi, suntem, noi toți sunt rezidenți legali în Germania, toți își plătesc taxele acolo, pentru da. că acolo are loc Liga. Uh, și toată lumea locuiește acolo, deci toată lumea își plătește taxele acolo. Dar, da, bine, crește de undeva de la 30 la 45% în funcție de în ce bracket acolo, în ce tabel... De, da, general, da, 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 da. Și minimul e, da, 120.000 de euro pe an, uh, înainte de, totul înainte de taxe. Um, cred că în Europa cel mai mult plătit este undeva la 600-650.000. Și în, bine, în Statele Unite era mai mare, dar acum Statele Unite ca origine e, e ca la fotbal. Te duci, te cheamă Statele Unite și îți dă salariul mare, dar originea e slabă. Uh, adică... De exemplu, cum e cum era Beckham, de era Beckham rupea tot aici și după aia s-a dus la LA Galaxy, care Da, e, eu, da, 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 la nivelul și echipei, la nivelul regiunii sau campionatului nu e cel mai nu e la fel de mare da, cum era Europa. în Europa. Și cam așa și și la League of Legends. Și uh, acolo e bine să te duci când când vrei să te retragi. Oare da. da, sau de când, când vrei să să ți umpli contul bancar. Uh, acolo mi se pare că cel mai mare salariu pe care, a, pe care am auzit eu era 1.200.000, 1300000 de 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 mii de, de dolari. Pe an. pe an, da. Fuh. Și acum, pentru că regiunea n-a avut rezultate foarte bune, au început, început investitorii să taie la buget. Și acum mi se pare că anul ăsta probabil sunt undeva pe la 700-800 de mii de dolari pe an. Cam pe acolo e maximul. Da, da. da. În Europa, de la 120 la 600 de mii pe acolo pe acolo se învârte. Bine, în China sau în Corea nici nu vrei să știi. E, ba da. Vreau să știu. Auzi da, tu poți să te duci la o echipă din China? Dacă ești foarte bun, da. Da, da. dacă ești cei mai buni, mă rog, în Europa. Da, China și Corea de Sus sunt cele mai bune regiuni pe League of Legends. Pe alte sporturi, de exemplu, la Dota, mi se pare că Europa e cea mai bună regiune la Dota, pentru că e mult mai popular jocul. Toată lumea se joacă League of Legends în Corea și China. Așa că nu se joacă nimeni Dota, așa că n-ai cu cine să te Da. Da, în, în China. Da, poți să duci acolo, dar problema e că ei vorbesc toți... Chineză. chineză sau coreană. Și, și tu nu știi. Și tu nu știi. Și trebuie să înveți. Și ei nu știu engleză deloc. Adică cu toată lumea pe care am interacționat eu din China sau din Corea cu jocul ăsta, când te la campionatul mondial și te mai întâlnești cu el în lipsă. Da. salut, ce faci. Și uită așa, știi și nu știi ce, ce zici. Pentru că ei acolo... În lumea lor, într-o nu... bulă a lor, da. da. Da, pentru că și oarecum, da, e doar se La fel cum facem noi, toate 12-14 ore, pur și simplu vă în... Da. Și mă rog, înapoi la salariul în China și Corea Acolo mi se pare că am auzit că sunt cei dacă ești cel mai bun acolo din ligă sau în top 5-6 cei mai buni din ligă, e undeva de la 4 la 6 milioane pe an. <fie> Naiba, cât vine? Ce să mă 500 pe lună, după taxe, 300.000. 300.000 de euro pe, pe lună, salariu. De capul meu. Fai de capul meu. E boz, nu jucători ești nebun, sunt jucători mari de fotbal care au bani ăștia pe an. Pe, păi și la noi, de exemplu, dacă îți comparăm cu Liga 1 la fotbal, se câștigă mai mult la noi decât la Liga 1 la fotbal. <laughs> păi da, asta spun. Da. Bă, nu pot să cred. Care e cel mai tânăr. A, e o limită de vârstă? Trebuie să ai peste 18 ani? Nu, 17, că e totul pe... practic tu ești muncitor, mă rog, muncitor calificat în Germania și ești pe legile deci lor head, de muncă. Deci headquarters-ul acestei legi e mm -hmm. în Germania? Da, în Berlin. Ok, unde locuiești și tu? Da. Și acolo limita e de 17 ani? Da, pentru că tu ești pe contract de muncă, totul ca lumea. Bine, acum când a început e sport acum 10 ani, erau oarecum toți erau pe structura asta de contractor sau consultant. Și chestia asta și erau unii care erau proprii de la 15-16 ani. Și după aia a început să se reguleze, să fie e ca, job oficial. Bine, la noi acum nici acum nu e. Dacă să în nomenclatorul ăla de... Da. da. nu e. Nu, eu nu găsesc job acolo. Practic eu sunt necalificat, dacă să zicem așa aici. Da, că da, neam... da, da. Și acolo, da, de la, era unii care erau de la 14, 15, 16 ani. Dar acum trebuie să fii 17 ani, 17 ani minim. Cel puțin deci la... cel mai tânăr e 17 ani și da. cel mai bătrân? Eu sunt cel mai bătrân. Ei, tu ești. Da. În liga mea, da. 27. Bine, 28 în ianuarie. Acum îți dai seama, nu știu de câți părinți o suite la... Eu mi-aș dori să uite mulți părinți, dar dacă vă vedeți copilul că se joacă mult și că îi place și că e foarte pasionat de asta, nu e atât de rău. Da, da, e și foarte greu. Tu nu-mi imaginez. Păi, dar atunci da, când ai început să te joci, tu mai aveai și alte... A, mai aveai uh, sport, da, deci făceai și sport și în timpul liber te jucai. Da, în timpul liber jucai și când m-am oprit cu sport, am avut mai mult timp liber și am început să joc mai mult. Dar eram tot cu, cu liceu, cu bacul, cu toate astea. Ad, ai, ai, ținut mult de, de, studii. Da, 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 adică asta eram, mi se pare da. Adică eram... important. Adică, adică ieri naiba, am luat bac cu când am luat, 9, 40 pe acolo, am luat adică era învățam ca lumea, nu eram că sunt foarte mulți, de exemplu, la noi în ligă care se lasă, se lasă de, de școală. De, de se lasă de școală ca să facă asta, să aibă mai mult tip și astea. Dar e foarte, foarte greu. Adică la un moment dat primeam și DM-uri de astea. Ziceam: "A, salut, sunt la noi, bine, mă rog, era în ranking, Ele era pe locul, nu știu, 50 de mii. Și zicea, uite, dacă mă las de școală, pot să și eu ca tine? Și, și zic, nu, niciodată să nu te lași, pentru că e foarte, foarte greu. Adică trebuie să te gândești că... Sacrifici. E și la noi. Câ câ câți copii sunt la noi în, în, țară care fac fotbal și câți ajung să fii joace în Liga 1? Da. E cam același plătiță. La noi sunt naiba. Dacă vrei să fii jucător profesionist, sunt 50 de joburi în Europa. Bine, la Liga Profesionistă. Bine, acum mai sunt și ligile astea regionale, Liga din Germania, Liga din Spania, Liga din Franța, care mai să zicem, hai să zicem, în total sunt vreo 3.000-4.000 de locuri de muncă în toată Europa. Și asta... pe League of Legends. Pe League of Legends. Și dacă e să te raportezi la câți oameni se joacă, ești tot în 0,000000 000, 000, foarte multe zerouri și 1 un, la sfârșit. A, de, deci ai șansele să ajungi să joci în Liga Profesionistă, nu, nu sunt atât de... Adică și nu? mai mici. Pentru că, practic, Liga Profesionistă, toată lumea încearcă să ajungă la Liga Profesionistă și sunt 50 de locuri, atât. 50 de echipe? Nu, 50 de locuri. Sunt 10 echipe cu 5 oameni, 50 de locuri. A, Arie doar tu... 10 echipe sunt? Da. E ca și cum la noi, uh, Liga Profesionistă, la noi e ca și cum ai ajunge în Champions League. Toate okay. ligile astea regionale, e da. Liga 1, Liga din Franța, uh, Bundesliga, toate astea. Aha, și la noi e Champions League-ul. Ah, ok. Ca să-ți dai seama de diferența de nivel. Pff, e foarte greu. Da, da. Și practic la noi, pe poziția mea, sunt 10 locuri de muncă în Europa. La În Champions League, cum ar veni. La nivelul cel mai înalt. Bă, bă iată bă. Și asta ah. e. Și practic... Sunt 10 din 10 milioane. Dar voi fiind atât de buni și jucând atât de mult acest joc, nu vă contactat firma asta, compania și poate nu știu, pentru feedback pe joc cum să-l ba Da, cum ba să da, îl... ba da, da. Um, mai mult cu cei din state, pentru că practic sediul lor cent sediul central al companiei care a făcut jocul e în Los Angeles. Aha. Și coincident și liga lor din, din Statele Unite e în Los Angeles bazată. Așa. Și, și mai slabă decât. <laughs> da, și e mai slabă ca la noi, dar acolo, din moment ce totul mult mai să comunitatea asta, acolo, se, acolo are loc tot, tot feedback-ul. Bine, și nouă ne mai, cere, mai facem câteodată chestionare. Uite, ce te întreabă cum te simți cu jocul, ce simți că nu merge bine și toate chestiile astea și îți mai ia feedback. Uh, suntem ascultați la un nivel ok, a, da. că nici nu merge să vină să zicem noi, noi vrem să facem asta și schimbe jocul cum vrem noi. Adică, ah, okay. feedback-ul nostru e oarecum simți că ești ascultat, adică e ok, e decent. Și ai, a, ai învățat limba germană, mă gândesc, no. stând no. de 8 ani. Nu. No. Ei, nu. Deloc. Cum nu? Pentru că la noi se are totul loc în. Engleză. În engleză. Pentru că trebuie să te gândești, de exemplu, în echipa mea, acum ce am fost acum, era un băiat din Corea de Sud, un băiat din Grecia, un băiat din Suedia și un băiat din Polonia, adică totul e multinațional, totul pe engleză, toate echipele nu există. Și ei vă plătesc chirii, tot, 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 tot acolo, ei da, au grijă de da, da. tot. Da, practic acum salariul meu era doar, cum să zic, erau bani de buzunar, adică eu nu trebuia să plătesc, nu, plă, nu trebuia să plătesc zborul să zbor acolo că plăteau ei, nu trebuia să plătesc chirie că ne dădeau ei uh, un apartament mare în care stăteam toți. Asta ah, stați toți. Depinde, faci de, chestii depinde. din astea de team building, uri da, de astea, da, da, bound da, da. bonding de asta. Da, e important pentru că din moment ce practic locuiești și lucrezi împreună foarte, foarte mult timp și nu e ca și cum lucrezi la muncă cu oamenii din birou și cu unii nici nu vorbești niciodată. Cu așa, cu, cu echiperii tăi oar practic joci foarte, foarte pretrești 10 ore pe zi, e ca și cum toți ai o relație cu toți. Da, de, da, da, normal. Și e important că mai sunt zile și zile sau săptămâni, săptămâni în care pierzi foarte multe meciuri, se frustrează lumea, se ceartă, se supără și astea. Și e important să ai o relație bună, că altfel se clachează echipa, se distruge echipa. Dar aveți și capitan de echipă? Mm, nu, a zice, dar mereu există cineva într-un grup care se simte oarecum că are, cum să zic, un, un leadership sau o autoritate un pic mai mare față de față de restul. de obicei persoana care e, e coreanul e... la voi? Nu, la mine sunt eu, de exemplu că Aha, da. sunt, cel mai, sunt cel mai în vârstă E și chestia asta Dar e și faptul că eu sunt în liga asta De 10 ani de zile Nu de 10 ani, scuze De 8 ani de zile Și restul sunt de vreo 2-3 ani Adică din generația mea Care a început în 2015 Eu sunt singurul care a rămas Serios? Da, foarte, foarte mult se lasă Și foarte mulți nu au, cum să zic Longevitate Pentru că e greu Pentru că Nu e ca la Ca la fotbal, de exemplu, zici Gândește cum ar fi la fotbal, să în fiecare, la fiecare două, două, săptămâni vine și zice am desumflat un pic mingea sau am umflat-o mai mult sau am mutat poarta mai la dreapta sau la mai stânga, am făcut terenul mai mic, cornerul e mai, îl dai mai dincolo. La noi așa se schimbă, în fiecare două săptămâni se schimbă jocul și oarecum trebuie să-l reînveți. What? Adică nu rămâne la fel. Nu, de, asta, de asta am făcut paralela asta cu fotbalul. Că fotbalul e același, e același sport, același joc de 100 de ani. Da, 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 da. La noi a, se și la, la, se două la două săptămâni, să zicem că tu ți, -ți să joci campionul X. Da. Și după o după două săptămâni, campionul ăla e cel mai slab, campion din joc, și trebuie să înveți altul. Și sunt 150-160 de caractere. Și practic tu trebuie să le joci pe toate și fi, la două săptămâni se schimbă jocul. La două-trei săptămâni se schimbă jocul. Ce, în harta sau ce se schimbă? Nu, harta, campionii. Campionul devine ah, mai okay. Un campion devine mai slab, altul mai puternic. Câteodată se schimbă și, și într-un fel, harta. Uh, deci, cei amintitățile care se o se odată la 5-6 minute apar acum la 4 minute. Deci, practic, se schimbă toată dinamica asta. Ah, și okay. oarecum un balans. De exemplu, campionul ăsta se face mai slab, ăsta mai sus și se face așa în continuu, permanent. Și tu trebuie permanent să te adaptezi și să reînveți jocul. Ah, e Sunt foarte, foarte... greu și din da. Sunt cap. foarte mulți care s-au lăsat. Pentru că, pur și simplu, vin, vin ăștia din spate, care e mult mai ușor să, să înveți jocul, pentru că, de exemplu, când am început, eu nu avea acces la, la tehnologie sau la... Nu exista informație. Nu patru. era, da, așa e. Pentru nu că e... era, uite, ei au zis, uite, ți-am făcut joc, învață-l. Și eu am învățat. Și acum, puștii ăștia noi care vin, sau tineretul care vine acum, intră și găsește, a, uite, uite, cum să manipuleze asta, cum să controleze asta, cum să faci asta. Dar de unde știi? A, că au informație, au acces au zis, uite, și cauute, de, sapă că au sapă mai mult. Da, au acces. Pentru că jocul acum e de 10 ani de zile nu vine, de 12 de ani, nu, 12, da, de 12 de ani de zile există jocul. Eu când m-am apucat, exista jocul de 3 ani de zile și practic nu avea nimeni acces la informații astea și practic... Au fost nevoie de timp ca să, se de, să da, descopere... Adică chestiile pe care le-am descoperit eu, acum le descoperă ei în 10 minute că da. se uită pe YouTube la cum să faci chestia asta. Okay. Și practic pentru ei e mult mai ușor să ajungă la un nivel de ăsta de bază în care au, cum să zic, un nivel elementar al jocului sau cunoștințe elementare ale jocului, dar Diferența e că din moment ce eu, de exemplu, am trebuit să-l învăț eu singur, am gândit și la de exemplu, cum să faci contrele, cum să faci astea, care sunt variațiunile și toate chestiile astea. Iar pentru ei, din moment ce au învățat de pe un, tutorial, nu au Normal. felul ăsta de a gândi. Da, da. Dar te-ai gândit vreodată, tu ai canal de YouTube și din astea, faci Twitch-uri, De Twitch. Da, Bine, am, început de, anul trecut, adorat ceva, trebuia să mă apuc de mai de mult. Păi, de ce n-ai făcut mai... pentru că Bine, avem o mentalitate, nu, nu vedeam eu lucrurile așa cum le văd acum, dar ziceam că vreau să-mi dedic pur și simplu tot timpul să joc și practic când faci stream ești un pic mai distras, să zicem, că trebuie să mai vorbești cu chat mai vorbești cu lumea, mai așa și acolo eu vreau să fiu în lumea mea și pur și simplu să mă concentrez pe moment să devin din ce în ce mai bun. Și De oare asta că... ai luat decizia mai târziu. De asta am luat decizia mai târziu. Și acum am găsit oarecum m-am mai maturizat și am, e mult mai ușor să gestionez toate situațiile astea și să, oarecum să am un balans destul de sănătos în, în, în toate chestia asta. Și da, de anul trecut am început să fac uh, Twitch, uh, trebuie să deschizi un canal de YouTube în curând, că într-un fel e... E entertainment, asta e... E entertainment, mă, da, da, da. De e că... important să ai o comunitate, un fanbase mare, să interacționezi cu fanbase-ul tău. Da, și eu, eu cred că cel, mai, da, cel mai important este să și dai înapoi. Exact. Știi, ceea exact. ce ai, ce ai învățat o Inter... și ce ai primit, trebuie să mai și împarți cu... Da, mai ales pentru că, de exemplu, ca... Oameni pasionați. Da, ca personalitate, de exemplu, până anul trecut, toată lumea mă vedea prin stream oficial. Mă vedea la meci acolo cum stau eu supărat pe scaun și apăs acolo pe mouse și nu are nu ofere asta către tine, către personalitatea ta să vadă sau ceva să-i atragă la tine, în afară de, să zicem, stilul tău de joc e foarte interesant pentru ei. Și de asta am realizat și asta cu tici, că e important ca, mai ales ca jucător profesionist, e, foarte bine să dai înapoi la comunitate, să aibă și o perspectivă asupra ta cum ești tu ca o persoană în afara jocului. Da, 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 e foarte normal. Dar auzi, dar care, care, sunt aturile tale? Ce te diferențiază pe tine față de ceilalți jucători profesioniști? Adică, nu știu, spontaneitatea, faptul că muncești, că îți place să muncești de două ori mai mult decât unul, nu știu, ceva. Adică trebuie să ai um, ceva. Ce ti face pe tine special? M-a ajutat pe bine, la început m-a ajutat foarte mult faptul că am venit din sporturi tradiționale, pentru că am avut mentalitate și disciplină foarte mult mai matură și mult mai puternică decât ceilalți, pentru că dacă te gândești, dacă vii din majoritatea... O, persoanele care se joacă jocul ăsta sunt pur și simplu, na, uite, ai fost la liceu, te duci acasă, te joci și pur și simplu e hobby-ul tău. A, mie îmi place să mă joc pe calculator. A, ok. Și când ajung într-un mediu de ăsta profesionist, cu echipe, cu interacționează cu persoane care da, au... totuși tu ai făcut un sport individual, n-ai făcut un sport de echipă. Da, da, într-un fel... Mă rog, tot ce înseamnă responsabilitate și tot ce înseamnă educația, așa, e, e aceeași, dar... Da. Doar că acolo erai doar tu cu tine și totul depindea de tine. Da, da, Aici, asta, asta a asta m-a făcut mult mai puternic din punct de vedere mental și al disciplinei pentru că practic acolo să stai 5, să 4 ore sub apă, abia fără oxigen. Da. Asta și pur și simplu ești tu și cu mintea ta tai, da. Și te oarecum te clădește să fii mai matur. Și m-am maturizat foarte mult faptul că timp eu timp de 10 ani de zile a, mă rupeam în fiecare zi la antrenament și chestii de astea. Și de exemplu, la ei mulți care vin nu au, e prima lor experiență e cu un sport sau cu, cum să zic, cu, cu, structura asta riguroasă de antrenament, nu o au, pentru că ei pur și simplu se duc de, de, de amuzament. Fun, da. Și după aia vin în situația asta și zic, mamă, e, e greu, e, sunt foarte mulți și de faptul că trebuie să facă toate chestiile astea să fie serioși, permanent, să nu facă greșeli, să se concentreze permanent și mulți au probleme de asta. Și cred că M-a ajutat foarte mult faptul că am făcut sporturi naționale, dar ce a zice că mă face pe mine mai bun decât foarte mulți e faptul că în jocul meu nu fac aproape niciodată greșeli și sunt foarte, foarte constant. Mulți fluctuează așa foarte mult în nivel, sunt, au un nivel foarte mare, după aia pică, după aia scade. Ești free, aia... free control de asta? Uh, nu, a zice, nu. Doar că pun foarte, foarte mult accent pe, cum să zic, pe cum să zic, theory crafting, adică teoretic, teoretizez foarte mult jocul în, și caut situații care nu s-au întâmplat acum și ce să le rezolv în capul meu înainte se întâmple și asta se, 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 oarecum se vede și în joc. De exemplu, sunt foarte mulți care, de exemplu, au un an în cel mai bun, e cel mai bun pe poziția mea în Europa și după anul în următorul an, pică. Exemplu, dar pentru mine eu am fost în top 2, top 3 în Europa timp de 8 ani de zile pe poziția mea. Ah, ok. Pentru că a, acord foarte, foarte mult atenție la antrenament și am, nu știu, capacitatea să fiu concentrat pe chestia asta foarte, foarte mult timp și asta cred că m-a ajutat foarte mult de la sportul tradițional. Auzi, dar zona asta, stau și mă gândesc, lucrând foarte mult cu creierul, și mai ales că ai zis că, nu știu, te antrenezi 10 ore, 15, 12 wow. ore pe zi, 14. De la 10 la 14 ore pe zi. Te joci în continuu. Bine, pe... nu vea... știu că în continuu, cum, pentru că cum e Cât e un meci? Un... Cât durează un meci? Un meci durează undeva de la 25 la 35 de minute pe acolo. Și după și, aia e pauză. Și după aia, practic, ieși din joc și mai durează 10, 10 minute să găsească un alt meci. Și, practic, nu e ca și cum constant, non-stop, 12 ore. Practic ai, cum să zic, 25 de minute, 35 de minute și după aia 10-15 minute, mă când durează să se intre în alt meci. Mă gândesc că e foarte ușor, unii copii n-au fost jucători care au luat-o un pic... Nu ai zice că au luat-o așa, dar sunt foarte, foarte mulți care și-au burnout, care pur și simplu... Ai nu... avut? Da, am avut la un moment dat. Că joci foarte, de exemplu... Deci ai avut burnout, ok. Da, să... Bin, e, e, o chestie, e o chestie normală care se întâmplă în sezon, pentru că sezoanele sunt foarte, foarte lungi. Și am zis, de exemplu, mm -hmm. în, când începe campionatul mondial, e deja a noua lună la care la rând joci în continuu. Și practic tu... Și, practic ai fost 8-9 luni în priză și acum, de exemplu, de fiecare dată când se termină campionatul mondial, eu nu mai vreau să văd jocul ăsta timp de vreo o lună, pentru că sunt Ești pur și simplu, ești, stors, ești stors mental. Pentru și cât că... ai, deci cât ai pauză între, între spiritul de primăvară și de vară e undeva la depinde când ești. De exemplu, dacă eu am ajuns în finală în primăvară, am pierdut tot, din păcate. Uh, și până în vară au fost trei săptămâni. Nu. Pauză. Nu, 4, 4, 5, 4 sau 5 săptămâni pauză. Deci după a început sezonul din nou. Și acum între vară și între vară și primăvară din nou, atunci e pauza mai mare, pentru că când am terminat, am terminat, am venit de la Campionatul Mondial uh, în octombrie, 30 octombrie pe acolo. Și în ianuarie începe din nou. Ne are 15. Deci și o să avem tu, două luni, tu pausa, în perioada asta de două luni, acum, dacă ai două luni, ai noiembrie, da. decembrie, când în da. ianuarie să începe iar, te duci în vacanță, faci, ai că, nu știu, te, limpezi, limpezești creierul sau... Da, 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 e... Bine, și nici dacă nu te duci în vacanță, dar să zic că nu mă apropii de joc timp de... Înainte erau un pic mai mult, era vreo o lună de zile, dar acum că fac stream mai constant, uh nu mai iau pauze așa mult, dar nici nu joc așa mult. De exemplu, acum, dacă e să joc League of Legends, joc undeva la, să zicem, 4 ore, 4-5 ore pe zi, care 4-5 ore de zi e foarte puțin în comparație cu 14 ore cât eram eu obișnuit. Ah, okay. uh, și da, adică sunt, adică am avut pauză. Am avut acum o săptămână jumate, am avut, am, am, fost în vacanță și nu m-am atins de joc și acum m-am întors. Uh, și e în pauzi vii acasă? Vin în România? Da, 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 vin în România. Și în rest stai acolo? Și în rest stau acolo, 8-9 luni pe an stau acolo pentru că acolo e, e din nostru. Și unde îți place mai mult? Mă rog, adică aici, că... Bine, una e că stai acolo și ești stresat, obosit de la muncă permanent și una e când, vi, când vin acasă aici și şi nu am... Da, mie, mi se pare că în felul ăsta e, e, e greu să-ți faci și o familie, e greu, greu. să-ți faci și o relație, că de real... E, e, e foarte e greu. Asta, știi? Da, înțelea, că... e greu din înțeles. Da, e un program foarte, foarte anormal, adică programul, nostru, programul meu anual sau programul nostru anual e foarte diferit față de o persoană normală. La noi perioadele de concediu sunt foarte ciudate, de exemplu, da. noi avem toată noiembrie și decembrie în concediu, uh, nu poți să concediu când vrei tu, adică nu poți să zic eu a, e, nu știu, e iulie 15 și vreau să mă duc la mare, da, vreau să mă duc la mare n-ai cum, stai stai în priză pe moment și de asta, de exemplu de că vorbeam de burnout eu de obicei pe o perioadă de 10 zile jucam undeva la 170 de meciuri la fiecare 10 zile 170 de meciuri de League of Legends și către sfârșitul sezonului scade undeva pe la vreo 110, 100, 110 pe acolo. Bine, nu chiar. nu, 110, 120 pe acolo. Deci, practic, într-un fel, Mama. Se, se, simte, se simte că dacă nu era burnout, bine, nu, burnout nu trebuie neapărat să însemne că nu mai joci deloc, știi? La faza că, că nu, din... dar ajungi la o epu... am trecut și eu prin treaba asta, ajuns la o epuizare din asta, din nu mai Nu mai poți, mai gândești, nu-ți mai iese. Da, totul Asta e faza, că la noi nu avem luxul să ne oprim. Asta e chestia. Că te joci, Asta zic, de... nu, nu, nu s-au întâmplat cazuri de astea mai nasoale? Nu, nu. Adică... Tu poți să ieși din contract când vrei tu? Nu. Bine, poți să ieși dacă zic, mă, vreau, să, vreau să mă retrag, nu mai vreau să joc jocul ăsta niciodată și atunci poți să ieși. Trebuie să dai niște bani, cred. Nu, pur și simplu... A, asta -a e -a bine. contractul. Da, de, okay. de, exemplu, dacă vreau să continui activitatea, nu am cum să ieși de sub contract, decât dacă dacă, cum să zic, sunt, sunt vândut la altă echipă sau ceva de genul. Bine, trebuie să fii și eu de acord. Nu, noi nu vrem să-ți activitatea. Da, asta e, dacă, adică, dacă rămâi în activitate... Că ești bun, bun, adică din moment ce ai ajuns la, cum, cum zic eu, la performanțele astea, mai ales, acum am aflat că sunt 50 de oameni, da, e foarte complicat, dar mă gândesc, adică... Încerc să mă gândesc la întrebările pe care le au oamenii, pe care și le pun oamenii uitându-se la acest podcast. Că, uh, e o zonă care nu este foarte bine cunoscută uh -huh. de oameni, nu e foarte des întâlnit, Adică eu nu știu pe nimeni... Nimeni nu este foarte mulți în România. Eu, de exemplu, sunt singurul român. Din League of Legends? Din liga asta profesionistă, da. Și la, dacă e să luăm toate ligile astea regionale, aia, țineți eu, da, 5, da. de oameni cât sunt că suntem vreo șase. Serios? Da. Și în Liga Profesionistă eu sunt singurul român de 8 ani de zile. L-am mai avut pe un băiat, pe un băiat Zerse, ăsta e numele lui de scenă, și a fost și el, mi se pare, din ea 8 ani, el a fost vreo 2 sau 3. Și tu mai ții legătura cu băieții ăștia care intră, iesă, ce fac? că -s curios, că curios ce face, adică nu știu, joci... Dintre români? Sau da, în dintre, sau nu neapărat. Bine, dintre români ar fi mai interesant că n te raportez la, la loc și la mm -hmm. piața de ieșit, ce ci... Ce faci după? Da. Și zici, bă, mă, mă, ce te-ai te ocupat? Bă, până la 30 de ani am fost jucător profesionist din League of Legends și după aia ce fac? Poți ce să faci antrenor. Ce? De exemplu, eu... Păi așa... nu, a, că nu mai e așa stresant antrenor să joacă? Tot e stresant. Nu, dar trebuie... Bine, e și un alt stres. Gândește că tu ești antrenor și zic, zici, vreau să faceți asta următorul meci și după aia tu ești următorul meci și nu fac asta și practic tot este e un fel de stres mult mai diferit pentru că nu ai control. A, n-ai control asupra... Asupra lor. Joc. Păi, tu da. singurul da, pot doar de, să influențiezi. Toate asemănările sunt exact ca -un, uh, sport ca un sport tradițional, doar că nu-i uh, efort e fizic. Da, bine, e... și, și uite și șahul, de exemplu. Lumea zice că șahul e un sport. Păi da. Ceea ce face pe noi să nu fim un sport, asta e chestia. A, nu, 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 sunt convins. Ai, nu, nu nu zic de asta, nu zic da. de asta, dar zic că sunt foarte deci, multe Deci e persoane. fix, e da. infrastructura și da. tot ce înseamnă logistică, tot, 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 da, 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 e exact, la un sport exact tradițional. Metode de antrenament, tot tot, tot tot tot. exact la fel. Pentru că, uite, la sportul tradițional am avut, o, am avut un episod și am avut o invitată pe Sorana Cristea, tenismena. Da. Mm -hmm. Și o zis, sportul de performanță dăunează grav sănătății. Eu nu m-am gândit nici, nici, niciodată la asta dar în, într-adevăr când nu știu, 20 de ani supui da. corpul zi de zi la antrenamente fizice draconice, adică da. pentru sport de performanță nu poți face 10 flotări ca pentru încălziri, nu știu trebuie da, să, da, da. așa eu nu m-am gândit la asta și încerc să fac analogia vis-a-vis -vis de sportul netradițional ăsta, e-sport, bă, cumva trebuie să fii ceva, adică trebuie să fiind și niște minusuri. În afară de asta, că n-am mai viață personală, că nu poți să-ți faci o relație, că nu poți să faci o familie, că n-ai timp. E și stres enorm, e stres enorm, e foarte. E exact, probabil și la asta se referea și că toate, toate perioadele astea draconice și cu toate cu că toate astea e stres enorm, adică... asta, zic. Din punct de vedere psihologic, dăunează foarte, foarte mult, pentru că e, greu, ești într-un mediu foarte stresant și foarte dur, timp de 8-9 luni de exemplu, era o perioadă la noi în care, ți-am zis, noi avem 5 meciuri amicale pe zi și că au fost două săptămâni în care am fost 0-50. Adică am pierdut 50 de meciuri la rând. Vai de -că. Și zici că, a, e, e foarte distractiv, te pe calculator, e foarte fan, e fan când câștigi, dar când pierzi 50 de meciuri la rând... Să vine managerul după aia? Bine, nu vine și se face figură, nu se, fac, nu se face, nu vine să pună presiune pe tine a, și asta. nu, nu? Nu, 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 nu. Dar nu umblă la niște butoane, mai trimite un psiholog, mai mai că adică trebuie să, nu știu, da, mă adică gândesc e de, eu dacă aș fi manager, uite, ce aș face. De, da, uite, de exemplu, dacă ai probleme, de asta mai zice, uite, vorbește cu, vorbește cu persoana asta, vorbește cu psihologul ăsta, uite, ai probleme cu asta, trebuie să faci asta, cum putem să te ajutăm? Adică e foarte, toată lumea e, nu e, toată lumea e acolo împreună, știi, toată lumea cu același, cu același cel, da? Când pierzi e foarte, e foarte dificil și sunt foarte mulți perioade. De exemplu, era, nu știu, era acut 3 ani, de zile am avut echipe, eram la echipa la eram la Schalke, că na, uite. Așa. Da, era, Schalke, avea, Schalke echipă de, da, avea, avea echipă de e da, da. În, în liga profesionistă. Și cred că a fost eram 0-10 în meciul oficial. Eram 0 victorii, 10 înfrângeri în meciurile oficiale. Și fiecare săptămână era așa, pierdeai 25 de meciuri la rând. Și prinzi așa o lună, două dă, luni te de asta, psihic, te dărâmă te distruge. Zici, bă, cred că am pierdut, am pierdut jocul, nu mai știu, da. nu mai, mi-au luat-o băieții ăștia. Înainte. Da, și eram faza amuzantă, și eram 0-10 și după aia nu știu cum s-a întâmplat, dar am răsturnat totul și am, am, ajuns să fim 8-10 și să jucăm de partajare, să ne calificăm mai departe. Păi și echipa ta, de exemplu, nu echipa ta, club, clubul, da? da. Câți bani au câștigat la acest uh, turneu european? Că ați câștigat voi locul 1? Nu foarte mult. Ei, nu. Păi cum? Dacă vă dau salarii ok. Adică din ce câștigă. Ah, din sponsor. Asta e e modelul de business. Tot prin sponsorizare. De exemplu, mi se pare că noi dacă am câștigat, stai să zic. Că mă gândesc că, na, ca să poți să-ți permiți niște salarii din astea și niște... tot ce înseamnă partea de accommodation a jucătorilor. 80.000 de euro a câștigat, a, a câștigat. Și, și, ca să zic, din aia 80.000 de, de euro, clubul a luat 20%, restul vine la noi. Păi, n-a zis că aveți salarii? Păi ba da, da. ești în Aveți și... bonusuri. Ah. Nu, nu, nu că bonusuri, dar cum funcționează toți, tu, practic tu câștigi ca jucător, tu iei tot price pool-ul ăla, 80% din el, 20% se duce la, la, organizație. Ah, ok. Dar față de că de asta sunt și price pool-urile mici, acum e 80.000 de, de euro, dacă te duci la Dota sau la altceva, e 2 milioane. Păi, și de-asta la noi, de exemplu, se funcționează pe sistemul ăsta că totul e bine să Și Toate astea, tot, tot venitul lor vine mai mult din, din sponsorizări, din branding, din merchandising, toate chestiile astea. Așa, a, și voi, practic, tu oferi vizibilitate sponsorului da. pe, 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 punând l pe tricou, nu? Sau cum? Da, da, da. Păi tricoul ăsta are un sponsor aici, mai are unul aici, mai are unul aici. Okay. aici. A, de, da, mă, deci e sport, e sport mei, tradițional, da. mă. Da, da, da. da. Și tare, foarte tare. exemplu, Stunii de la G2, mi se pare. Da, G2 are BMW-ul aici. BMW Adidas. Da, da, da. Da, și mai de-astea, din sponsorizări. Foarte, foarte multe organizații operează pe minus. Pentru că e oarecum industrie nouă și acum e când deschizi o afacere la început. Oprezi pe minus până la un moment dat ajungi pe neutru și după aia ești pe plus. Că crește industria, crește business. Dar tu ai zis că ești de 8 ani. Într-un fel, e... Tot, 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 se simte ca la începuturi, pentru că nu, nu e... da, e de 8 ani, e la început, într-adevăr, 8, 8, ani, dar mă gândesc că la câți oameni am văzut, la ce audiență generează sporturile astea, bă, mi se pare greu să ieși pe mijloc, pe mijloc, pe minus. Mi se pare greu, adică... Cred că dacă... E, dacă... Bine, asta e pur și simplu opinia mea sau din, din, ce, din ce cred eu că ar fi. Cred că din Europa, din 10 echipe, cred că 5 sunt pe minus și 5 sunt pe plus, dar nu cu foarte mult. Adică nu e ca și cum. Să îmbogățiesc oamenii. Da, de exemplu, dacă... Oricum, dacă plătești, cum să zic, 3 milioane în salarii și toate astea pe an și ești pe... ești pe, pe zero, mi se pare că într-un fel e un, e, e un win, e un, e un câștig pentru tine faptul că acționezi în liga asta și liga o să crească în continuu și o să fie mai mult sponsor și dacă ești pe zero e e okay, bine da. pentru, pentru viitor. Bine și nu știi niciodată că acum din ce, în ce cum crește liga din ce în ce mai mult o să vină sponsor cu nume mai mari. De exemplu până acum aveam Logitech și Razer și sponsor de ăștia foarte random. Aha. Acum vine vine bmw vine Mercedes, vine Nike vine Adidas, da, vin, da, 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 vin da. numele mai mari. A, și acolo, de fapt, îți mai... Dacă, da, că, de fapt, cu cât e expunerea mai mare și audiența mai mare, cu atât sumele și sponsorii da, exact. sunt mai mari. mai, nu Da, vor exact. să fie și... Da, înainte vizibilitate, să zicem, se uitau 2 milioane, acum se uite 6. Aha. Și asta e, de exemplu, acum 5 ani, nu, acum 5 ani e, dar ieși pe 0 și acum nu mai ești pe 0, și pe plus un pic că sunt da, 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 mare da, și da. sunt mult mai bun. Dar te duci la uh, gaming, 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 Week? da. Da, mă duc, uh, mă duc uh, duminică, o să fiu acolo. Uh, Eu o să fiu plecat, n-am cum să ajung. Am un panou cu Q&A și cu Meet and Greet. Ah. E, e, foarte tare, pentru că nu interacționez foarte mult cu comunitatea din România, pentru că sunt plecat foarte, foarte mult. Și acum e... Dar te cunosc cu oamenii de aici. Da, probabil nu mai mă știu foarte, foarte mulți. Uh, o să vă la, la, la Bucarest Gaming Week cât mă știu. Ah, practic episodul ăsta o să fie dat, uh, deci tu ai scris duș duminică, da. în luni. După Gaming Week. Sau de da. luni acum. Adică, nu, luni acum week? nu, de azi într-o săptămână. Ah, ok, da. Dar când e Bucarest Gaming Week? 12-13 acum, săptămâna asta. Stai mă, deci Gaming Week e 12, de pe 12... 12-13. A, 12-13. Bine, mi se asta... pare că a început deja, dar mi se pare că da, eu știu cum încep... acolo, da. propriu la Palatul, la Palatul Parlamentului, nu? Uh, nu da, nu mai știu. Da, acolo. E acum 12-13. Da, deci sta o să intri pe 14. Da, e ok, ok. Deci deja ai fost la gaming. Am week. fost, am fost la gaming. <laughs> <week>. <laughs> da, L am da. terminat deja. <laughs> uh, da, nu, nu știu ce mai... Adică, mă rog, sunt foarte multe chestii pe care vreau să le aflu, dar mă gândesc să nu intrăm foarte mult în detaliu ca să nu pierdem oamenii, că uh, pari că am vorbit de un sport tradițional, uh -huh. dar nu e un sport tradițional da. și, nu știu, ar fi multii din astea, de, adică am aflat de de afară, am aflat cum funcționează tot sistemul, cum ai ajuns că dintr-o... Uite bă, că eu la asta mă gândesc, din orice pasiune, bă, orice pasiune pe care o ai, să dacă, dacă îți place atât de mult să, să faci treaba aia, o poți transforma într-o meserie. Pentru că eu fac legătura la mine cu muzica sau cu mm -hmm. video. -ul. Totul da. pornit, bă, ce am în două lucruri. Deci muzica o făceam fix, just for fun, mm -hmm. mă distram eu. Iar când am... Eu, la, în momentele alea, nici nu concepeam ca cineva să-mi dea mie bani pe o piesă. Că nu, mi era rușine. Așa, așa, așa. așa. Mi era rușine cum, cum să cer bani. Adică intram în pământ, de rușine, bă că eu mă joc. Și da. la fel și cu video -ul. Fix aceeași, așa, fix aceeași treabă. Și uite că și cu gamingul. Eu am avut la un dat un prieten care se juca Dota. Fuma foarte mult. Deci fuma într-una, într-una, a jucat Dota. Bă, dar se juca ore întregi. Bă, ore. zile. Și așa am bă, dacă părea cumva că nu prea are un drum așa, nu prea da. îi plăcea să facă nimic altceva. Și -a zis atunci, bă, dar dacă tot îți place să te joci în continuu, și pierzi zile. De ce nu te, nu știu, dă de un post la Ubisoft, la ceva, la un game tester, la a dus într o mm -hmm. zonă mai profi, mai ceva ca să capitalizezi cumva timpul ăla pierdut. Și mă rog, nu, nu știu ce mai faci. Nu știu dacă mai făcut ceva. Nu cred că auzeam, mă gândesc. Da, dar ai simțit adică... vreodată că pierzi timpul? Nu, dar a fost a fost un moment când aveam 19 ani Că dădusem bac intrasem la POLI Dădusem examenul să intru la POLI, la automatică Și Eu Ratasem calificarea, adică în sens că erau meci de promovare da. În liga profesionistă și am pierdut de două ori ah. Și am zis că Bă, mai încerc o dată Și dacă nu intru Mă las și mă duc la facultate Și a, a fost a, a fost singurul moment în care am zis Poate îmi pierd timpul A, ah, okay. ah, în rest nu în rest, rest, nu. Bine, mai sunt momente în care zic cum ar fi să mă gândesc cum ar fi fost să am un job de asta tradițional, să am un 9 to 5 job sau un job de asta normal în care pur și simplu mă duc la birou. Care... lasă că ai de la 10 la... Păi da, eu plec la 11, la, 11 plec de acasă și mă întorc pe la... Erau zile în care mă duceam și la 12 noaptea. noapte. Pe vezi că nu e departe. <laughs> Chiar dacă pare că totul e o joacă, și cât te, te joci că nu, eu, mai joacă, nu, nu, mai nu mai joacă, nu mai că Eu pentru oameni de acasă, bă, eu știu că pentru noi, ai domne, lasă-mă cu greutatea asta, că te pui la un calculator și te joci. Bă, nu e așa. Adică e fan până într-un punct. Că vorbeam cu niște băieți care au fost game testeri. Mm -hmm. Și au zis, bă, când joci o lună, același da. nivel, la o vezi că îți vine să arunci un joc pe geamă, <laughs> deci nu mai vomiți de la... Adică -i nu e atât de fan. Orice chestie e făcută în exces și... Exact, asta Știi, e în exces. În exces, nu mai e, poți să faci tu, nu știu, ziceam cel mai frumos lucru pe pământul ăsta. Dacă îl faci de multe ori, nu devine urât. Devine obositor, de fapt, nu urât, neapărat. Da. Așa și la... Așa crezi și dacă ai fotbalist, că și ai fost la antrenament, ai jucat da. Mergiu, și te cheamă băieții la fotbal, mai chef? Nu mai e chef. Vei da, stare. adică eu văd, dar când am avut eu, deci că eu uh, am început să iau mai puțini cântări, când deja aveam aproape fiecare zi. Da. Sau aveam, nu știu, două, trei pe zi. Și ok, lumea zice, bă, bă că tare, urci pe scenă, te aclamă lumea, cântă cu tine. Bă, da, e frumos, nu zic. Momentul ăla, da. Dar până la momentul ăla eu am dormit prin mașini, ne mâncat, ne, nu știu ce, bat drumuri, îmi pun viața în pericol cu șoseli de la noi. Adică dacă, aș avea un buton să mă teleportez fix pe scenă, deși și acolo e un consum foarte mare de energie și așa, dacă aș putea să fac a, pe scenă, hei, bună seara, vă distra. Ai e altceva, dar ca era. și la tine. Mă gândesc că ca să, ajungi să te joci la un campionat mondial sau european sau ceva mare, e mai mult, e mai greu drumul până acolo e decât greu. ceea ce faci acolo. Că ceea ce faci acolo, tu pentru asta te pregătești. Ce se întâmplă spatele scenei e, e cel mai e greu. E cel mai greu, da. Te antrezi atât de mult și după aceea te duci și gândește, că te mai și pierzi și mai vine și unul și te înjură. S <laughs> mai ales S că e tot un online foarte, foarte mult. Sunt, e, sunt foarte multe comunități de astea toxice. A, adică da? e foarte toxic. A, te înjură lumea. Da. Da, să, 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 bagă la pariuri? Da, da, se bagă la pariuri. Bine, există și de astea sunt, sunt în, China foarte mulți, sunt jucători care sunt banați permanent, scoși din competiție pentru toată viața, pentru, cum se numește, aranjare de meciuri. Băiești. exact ca și extraordinar. Au ăștia, și au ăștia de la Riot, că am avut seminarii cu ei, și ne-au prezentat cum funcționează totul și să, în fiecare n au seminarii să nu faci, să nu dai ponturi, să nu dai nimica, să nu te de deloc. Pentru că ei lucrează cu toți ăștia bookmakerii ăștia care fac toate cotele astea și folosesc același sistem pe care îl folosesc ei să găsească meciurile aranjate. Păi, cum găsești meciurile aranjate? Pentru că sunt intervale de astea orare în care pur și simplu Cineva parează mult deodată? Sau cum, da, 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 cum da. E asta. E, e de asta, o medie, o marșă de asta care fluctuează mereu între, aia, între niște valori nominale care li se par lor ok. Și deodată e un meci de asta care îți intră, îți intră, în vizor. Că, uite, de exemplu, să zicem că pe, meci, pe meci din Liga aia se pariază, să zicem, câte un milion pe zi, da. un milion global, un milion de euro global. Și e un meci din Liga 18 -a care deodată zboară acolo că e un pariu de 40 de milioane, să zicem. A, e clar că e ceva -i... Și după aia trebuie să investighezi. Pe cum era la noi la fotbal, de erau meciurile erau 40 la 0 sau 42 la 0 și se decea că era, că era meci aranjat. Așa e și la bine, mai greu să vezi la, la, League of Legends, pentru că nu ai... E foarte ușor să arunci un meci subtil. Pentru că zici, ai dat un click mai la dreapta, a, m-a prins și a murit, a, scuze. Știi? Ha? Nu e, nu e, nu, nu e evident. Nu poți să-ți dai seama. E, nu e, nu, e greu să-ți dai seama. E noi. greu să-ți dai seama. Și asta e cu... Și cu meciurile aranjate. dar noi nu, nu cred că a fost niciodată. Doar în China. Să în, în, fiecare, an mai văd, câte vreo 3-4 jucători din Kerna care sunt banați pentru meciuri aranjate. Dar în rest, în afara Chinei, nu am văzut așa, nu am văzut, cred că deloc. Ah, ok. Pentru mai... că acolo sunt mai mulți bani, în China sunt mai mulți bani. Ce mai mulți bani? Da, dar totuși, bă, să ai salarii ideale, așa, ai, așa, ai, cât, cât bani să ai? E cât, ok, mai faci un meci aranjat, mai e de acolo, că, că nu știu, mi se pare că, da, eu nu sunt de acord cu lucrurile astea. Da. Eu o să, să fii, bă, cu cât, e, cu cât, ești mai bun, cu atât ai rezultate, știi și, uh, deci o să dai, o, o să deschizi canal de YouTube, unde te pot urmări oamenii? Pe Twitch, mă gândesc că acolo e... Pe Twitch, uh, pe Twitch cel mai mult. Uh, Cum se twi... numește canalul? Uh, o doamne, Twitch TV ah, slash o doamne. o doamne. Pe Instagram și pe Twitter, acolo. Uh... Și pe Instagram tot o doamne ești? O doamne lol. O doamne lol. A, ah, bravo. La League of Legends. A, ah, ok. Și, și, pe Twitter, o doamne. Bine, la noi nu e twitter așa mult. Twitter-ul doar acolo nu de mai mult. Da, 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 da. Și acum că l au luat Elon Musk, Că, o să... Acum poate explica și asta. Nu, no, no, nu, nu cred că eu cred că o să crească. Bine, e, și acolo sunt drame, dar mă rog. Da, deci no. asta pe platforma asta trei. În, în deci, dacă sunteți interesați mai mult de lumea asta la fel, cel puțin la fel de mult cum am fost eu interesat, că eu chiar este primul episod de podcast în care invitatul. care, Eu nu cunosc invitatul. Noi acum ne-am cunoscut pentru prima oară, am văzut niște chestii pe care le-ai făcut, sunt interesat de lumea asta și tocmai de asta am, am vrut să fac acest episod, că să aflu, în primul rând eu, că de asta am făcut podcastul, <laughs> în primul rând să aflu eu mai multe și după aia să aflați și voi și am încercat să pun întrebările. Nu, e cumva. Adică da, să noi adică nu intrăm fost, foarte mult în tehnic. Da, adică a fost uh, super, mai ales uh, la noi în mainstream nu e nu e consacrat, nu e cunoscut aproape deloc uh, fenomenul de... Eu cred de că o post. să vină și pe la noi în vreo 10 ani, maxim. Nu, cred că așa, mult că deja încep să fie organizate turnee la noi, începe să pe vergură, avem, avem și mi se pare... Uh, avem și noi aici o ligă mică de League of Legends, se mm -hmm. ocupă și de la, de la Nexus de foarte multe da. chestii pe eSports în... Uh, în România s-a făcut o scenă foarte mare de eSports la Oradea și aha, aha. arată chiar foarte fain doar că nu sunt evenimente încă bine și e și greu cu League of Legends pentru că totul are loc sub sub, sub lui Riot da, Games. Da. Dar cu alte eSports, să sperăm, pentru că, na, cred că în, în vreo 5 ani de zile o să înceapă să prindă și la noi încet încet. Tu deja te cât, cât vrei să mai, cât vrei să mai joci? Cred că aș putea să mai prindecă vreo 4 ani ca jucător. Bine, mie îmi zice lumea că sunt bătrân deja de la 23 de ani, pentru că la noi, la noi de obicei se retrage lumea foarte devreme, de la 24-25 a lumea să se retragă. Și îmi ziceam mie permanent că aici prea bătrân, că asta și acum am ajuns la 27-28 de ani. Bine, de exemplu, la Counter-Strike Counter sunt oameni care au 34-35 de ani, cu copil, cu nevastă. Cu da, 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 da. Știu că... Bă, Bine, acolo din... e chestia că nu se schimbă jocul, asta e avantajul lor, pentru că jocul rămâne la fel ca între cele trei joc de acum două. De -acu Poate de grafica ani. un pic. Da, <laughs> să mai grafica, dar mecanicile da, jocului. Mecanicile, da, da. Au da. rămas la fel. Și la noi asta e chestia, asta e singura, singura chestie. La noi eu simt că e momentul să mă retrag că nu mai am încheiesc să joc alea 150-160 de meciuri la fiecare 10 zile. Aia e că se schimbă jocul permanent pe și trebuie să rămâi acolo, să fii conectat la joc. Păi da, maini. după aia mă gândesc că vrei să te duci în, tip, în zona de antrenor, de altceva. Da, antrenor, manager, manager, da. manager general, deja comentator. Știi, fiind acolo... Da, tu, știi, a, a, trecând... am un avantaj foarte mare pentru că am fost în industria asta de la, chiar de la începutul industriei. Da, și ar fi păcat să te duci să te apuci de total la alte lucruri, da, de da, dacă da. ai pierdut... Ai, mă rog, ai stat atâția ani, n-ai pierdut. Nu, ca să nu pierzi ani ăia, trebuie să stai tot în da, acea industrie. Da, nu mi-ar plăcea să plec undeva și să trăiască să iau de la zero. Normal. Pentru că am cunoștințe foarte, foarte multe aici în ăștia 8 ani de zile și probabil mai încolo că tot să mai fac acum încă 2, 3, 4 ani. Mm -hmm. uh, și după aia tot în industria asta de Pentru că e o industrie care crește, nu e ca și cum e o industrie care stagnează și nu există viitor în ea. Sunt foarte, foarte multe Normal. lucruri. Și, de exemplu, poste se duce și pe alte e-sporturi. Uh, absolut, în, în, în absolut. pozițiile astea de conducere. Și mereu, te, te, vor fi mereu jucători noi, echipe noi, jocul se schimbă într-una, într-una, adică nu e, nu, nu o să fii... Nu, Dar nu e, se o... simte fresh. Se simte e, exact, fresh. da, nu-i plictisitor. Da, 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 asta e și chestia cu... Pentru audiență. Da, da, da. Dar asta e că se schimbă o dată, că ce se întâmplă? La noi se schimbă o dată la 3 săptămâni, se, se schimbă, se fac ajustări minore ale jocului și în fiecare an se face o, o schimbare drastică ca să, practic, să taie jocul să-l ia de la zero Aha. și să se simtă ca și cum e ceva nou-nouț no. și asta Aha. e chestia și de asta ține, atrage publicul foarte mult și lumea se joacă uh, păi mi se pare că ca, ca player base să stai cel mai mare se joacă mai mult ca Counter-Strike sau ca Dota Serios? Da, player base este da, cel mai mare în League of Legends mi se pare nu știam asta. Bine, bine. Nu știam, nu știam foarte multe. <laughs> Dar mă bucur că le-am aflat în, în seara asta. Vă mulțumim foarte frumos, îți mulțumesc că ai venit și că ne-ai povestit. Cred că. Pentru că uh, personaje de genul tău nu prea sunt cunoscute, nu prea apar. Da. Adică, când am văzut în podcast-uri sau în. nu știu, la TV sau ceva. Care nu sunt. Cred că în toate sporturile noastre, în, bine, în toate sporturile, în toate sporturile în general care sunt, cred că în România sunt, cred că doar vreo 4 sau 5. Da, da, n-am văzut, da, zona asta n-am văzut-o foarte vizibilă și, da, mi-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă și sper că ți-a plăcut și la noi aici. A fost, a fost super fain, mersi mult pentru invitație. V-am pupatul!